Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou vlog cu mine, Cristian #TCL. Eu mă numesc Cristian Tican și vreau să vă spun că acum mergem să ne luăm cafea, să vedem dacă sunt oameni jos la cafea. Ne-am reîntors din Darmstadt, am fost o săptămână și un pic, aproape două săptămâni, și ne-am întors, am revenit iar în Frankfurt, deoarece o sunat iar. S-au schimbat planurile, nu știu de ce. Și... iar s-au schimbat toate planurile. Morgan. Și sper să începem astăzi să glătuim pe aici, că încă nu se știe ce vom face. Chiar nu știu. Apar numai ce se întâmplă. De ce ne mână și ne adună? În 3 sau în 4 săptămâni am fost în 3 șantiere. Fulda, Darmstadt și aici în Frankfurt. Nu mai știu ce, unde, care, cum, unde ne duce, unde ne duc nemernici ăștia. Dar sper să găsim cafea, pentru că cafeaua e viața. Am găsit cafea. Un euro am dat pe ea. E bună, zic, cred, sper. Iar acum ne tirăm la etajul, nici nu știu la care dintre ele. La 5 sau la 6, pentru a mă uităm așa, pentru că primesc și niște mesaje. Și am vrut să văd cine îmi scrie la ora asta. Dar știu cine îmi scrie. Așa că hai să mergem sus, să vedem ce lucrăm. Sau să-l aștept pe al meu Petru, cred că aici la... s-a dus până la biroul lui. Păi și cele... uite-l că vine. Păi și țăranii la muncă! Ah, el nu mă înțelege. You must to make something there inside. Hai la muncă! Înainte să încep munca, Morgan, vreau să vă arăt aici cum pun oamenii. Au început să pună, au luat placajele jos și au început să pună geamurile cu lift de la în exterior, după cum vedeți. Și na, hai să mergem mai încolo să vedem ce fain arată geamurile astea. Sunt extrem de grele, au tonaje întregi și tot îmi vine să las camera jos, nu știu de ce. Dar arată superb cu geamurile astea noi. Oamenii chiar fac treabă bună. Au și mașinărie cu care să pună geamurile. Spre exemplu asta, gigantică. Iar eu vreau să mă duc, profit de ocazie de 5 minute, să mă duc afară, să vă arăt cum, e, cum se vede panorama de sus, dacă pot să mă duc de pe acoperiș. Plouă afară, este o vreme foarte, foarte mohorâtă și am vrut să vă arăt de aici, de la etajul 5, de unde sunt eu, cum arată treaba pe afară, cum e plin de avioane. A, dar nu focalizează. Hai că e bine. Dar vreau să vă arăt de undeva, de unde e schela aia. Haideți să vedem ce se întâmplă sus. Și de aici, de la... nici nu știu, stai. Aproape de etajul 7. Se vede fain. Toată panorama. Nu focalizează telefonul meu, din păcate, așa că nu vă pot arăta mai multe. Dar tare aș vrea să mă duc acolo. Aici este pentru camera de motoare, de alea. Hai să mergem până sus. Aoleu, ce înguste sunt scările aici! Mergem să vedem sus, că chiar foarte curios ce se întâmplă. Nu știu dacă am voie pe aici. Păi nu e, cine știe ce. E doar acoperiș plat, bitum
role de bitum și atât, nici nu știu, pot să calc pe el. Pot. Plouă foarte, foarte tare, asta e adevărat. Am vrut să vă arăt panorama de la acest aeroport. Nu focalizează bine cu camerele din spate, așa că mi-am schimbat să am camera pe frontal. Și cam așa se vede de aici panorama. Sunt exact pe acoperișul terminalului număr. Îmi cer scuze din nou pentru că nu se vede prea bine, nu focalizează prea bine. Am zis să vin și în camera motoarelor sau nu știu ce fel de... Da, aici au fi ceva de motoare, nu știu. Am pășit pe acoperiș. Se cam joacă acoperișul, adică se cam simte pe sub picioare. Hai să mergem și mai acolo să vedem ce se întâmplă. Astăzi m-am gândit să vă fac așa o retrospectivă a acoperișului, a clădirii. Pentru că acum de lucru tot, știți. Aici se muncește. Se muncește blană. Și Morgan. Și nu cred că am voie pe aici, așa că haideți să ne întoarcem la locurile noastre. Sunt curios așa de felul meu. A, fraților, dar ce bine plouă. Și umblu pe afară ca fraierul prin ploaie. Dar ca să vă arăt cum e pe aici, vreau să mă plimb un pic așa să vă arăt și schela și propriu-zisul aeroport, că na, cu 1.500.000 de terminale, de uși, de ieșiri, de intrări și schela care este pe exterior și șantierul unde muncesc eu deocamdată anul acesta. Deci sper să mi se schimbe soarta, să pot să o schimb. Aici iar sunt, dacă vedeți, îmi pare rău că nu focalizează cum trebuie. Dacă îl vedeți pe acel om, este cu liftul și acolo este baraca noastră, adică baraca de la șef. Restul sunt containerele, v-am arătat, v-am tot arătat de pe aici și clădirile plouate când este o vreme mai nasoală. Iar acum haideți să merg. De aici este un până jos. Multe nu am să vă zic despre șantierul ăsta pentru că e doar un șantier. Aici oamenii ăștia sunt cam tăcuți, gen, nu-mi explică, cert e că aici e plin de toate, fraților, de... E șantier! Și aș vrea să vă spun mai multe idei despre cum funcționează treaba aici, căci muncesc mai mulți oameni aici, l-am întâlnit și pe... L-am întâlnit oamenii de la firma lui unchiul meu, care e aici de vreo 30 de ani, practic de o jumătate de viață. Și muncesc și aici și ne-am împrietenit cu români. Eu cel puțin m-am împrietenit cu câțiva dintre românași. Mă înțeleg foarte bine cu ei, care s-au și abonat la canalul meu și pe calea aceasta le mulțumesc din suflet. Mă ajută foarte mult că s-au abonat la canalul meu. Cât sunt? 2, 3, 4 oameni? M-au ajutat foarte mult că s-au adunat. Eu sunt pe holurile lui Pește. Holurile sunt lungi. Avem aici aceste scule pe care le-am adus aici, dar trebuie să muncesc la etajul 6, cu un etaj mai sus, pentru că acum sunt la etajul 5. Iar e o harababură, cred că va fi astăzi. E sau va fi, zic că e pentru că deja aud că lumea în stânga și în dreapta. O să vă arăt și cum gletuiesc încă un pic cu bandă, ce v-am arătat, v-am făcut un vlog cum gletuiesc cu bandă. Am vrut să vă arăt doar clădirea, cum se vede panorama de pe clădire. Păcat că e ploaie, păcat că e vreme nasoală și nu se prea focalizează cum trebuie la acest telefon. Dar haide să ne începem
treaba, zic eu. Să mergem să căutăm sculele, pentru că uitați, pe astea le-am adus sus și acum trebuie să le împărțim la etaje. Foarte proastă e că cineva mi-a luat schela cu care muncesc și acum mă plimb de o jumătate de oră să găsesc o schela, am găsit una. Mi-a venit Claudiu, asta e a mea, lucrez pe ea. Mi-a dat așa un nerv, un impuls de nerv, că am zis, știi ce? Ia-ți-o! Și m-am dus de acolo. M-am dus să caut eu o scară și apoi o să găsesc eu pe aici o scară și... Oricum n-am mult, că până aici, spre exemplu, ajung. Trebuie să mă duc cu vreo 20-40 de centimetri mai sunt, până pe unde e cablu, un pic mai sus de cablu. Pentru aia mi-a trebuit o schelă. Dar avem și scări mici. Sper să mă descurc și cu o scară mai mică. Întrucât nu am găsit acea schelă, sau nici măcar una, nu ca acea schelă pe care am lucrat. Dacă întreb pe ăștia, nu știe niciunul, nu știe despre schelă, niciunul, mă omoară situația asta. Dar în fine, după ce m-am enervat, m-am și calmat repede, am găsit o scară, vreau să vă arăt aici. Cu scara asta mă descurc eu, să fac până sus, până unde trebuie. Acum trebuie să-mi desfac sculele, să văd unde mi-e gletierea, șpaclul și toate alea, să mă duc să aduc apă, pentru că nu am nici apă pentru glet. Și să-i dăm drumul la treabă, vă arăt imediat ce am de făcut. Deci am de continuat de aici, pentru că în partea aia le-am făcut. Până aici am făcut, aici mai trebuie să mai dau încă o mână, pentru că priviți, nu-mi place cum arată. Deci e clar că mai trebuie să dau o mână, pe îmbinarea asta trebuie să pun bandă. Și voi începe din partea asta și mă duc în partea asta cu banda cât îmi permite ziua de azi. Și sper să nu mă deranjeze nimeni. Sper să nu am nicio problemă cu niciunul, să vină să se joace cu nervii mei astăzi, pentru că chiar nu am răbdare de niciunul. Îmi place că muncesc eu de unul singur și atât. Aici am tot gletul de care am nevoie și ne apucăm de treaba. Da, frazelor, asta se întâmplă, mai umblă și oameni aici care, na, tot mă pun să le trag dintr-o parte în alta. Am vrut să-mi trag gletul, să nu mi se usuce pe gletieră, era deja tare. Dar vreau să vă arăt asta, fraților, cam cum trebuie să gletuiesc eu după neoanele astea. Și mă disperă efectiv. Pedro iar mi-a zis că va veni de aici. Vreo 10 cm mai sus va veni tavanul. Dar mă omoară efectiv, nu știu de ce au pus așa de jos neoanele astea. Dar asta este. Merg cu gletul până în capăt și sper să fie bine astăzi. Vreau să mai profit o dată de ocazie, cu toate că oamenii ăștia aici nici nu pasă, nu au eu treabă cu firma lor și nici ei cu firma mea, să vă arăt cum arată cu geamuri. E ora 10 deja și se vede mult mai bine, nu mai este chiar atât de înserat, doar că e... uitați cum picură de acolo, puii mei. E încețoșat, ce vorbesc prostie, e înnorat și e o vreme, cum v-am zis, omorâtă. Iar imediat e pauză și nu mai fac glet pentru 5 minute.
ca să nu îmi fac de lucru. Și eu zic că arată bine cu geamuri. Și începe să fie un pic mai călduț în șantier, în puii mei, că până acum, gen, în partea aia, e tot deschis unde-s băieții. Și să lucri într-un șantier de ăsta pe timp de iarnă, nu ți se întărește nici gletă, nu ți se întărește nimic. Și noi avem nevoie, pentru că, uitați, fac glet. Fraților, iubiții mei, cam așa stă treaba cu pereții mei, cu Ainz și cu Zvai, după cum v-am spus și în alte vloguri. Va trebui să fac tot peretele ăsta, mi-am făcut iar... Trebuie să-l fac, n-am încotro. Dacă trebuie să-l fac, trebuie să-l fac. Dar vreau să vă anunț că aici voi închide vlogul, deoarece nu mai am mult, o oră și un pic. Deci vreau să mai fac încă un metru, 2, 3, 5 metri, să văd cât, vreo 2-3 îmbinări, cât mai îmi iasă într-o oră jumate, pentru că ia timp, ia destul de mult timp. Am făcut, nici nu știu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vreo 10, 12 îmbinări de dimineață până acum, pentru că trebuie să dau, cum v-am arătat, cu degetul, să umplu după aia încă o dată, ca să las să se usuce. Vin cu vreo 5, 6, 7 îmbinări mai încoace până se uscă partea cealaltă, iar după ce las aici să se usuce, mă duc și încarc acolo cu Zvai, ca să fie acolo cu Zvai, și până atunci mi se usucă și partea asta. Trebuie să le fac așa, un pic cu plan. Dar vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați uitat la mine, pentru că sper să vă anim, dar sper să învățați ceva totuși din ceea ce fac. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, Cristian #TCL, să aruncați și voi cu un like, să dați un share, să apăsați butonul, clopoțelul, pentru a primi mai multe notificări. În rest, vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat!